Vă spunem un bun venit la această emisiune în care putem să studiem din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru început aș vrea ca să facem prezentările și aș dori ca să vă prezint pe invitații din această emisiune. Aici avem pe Cosmin, pe George, pe Nicu, pe Madalina și pe Stelian. Pentru început aș vrea să adresez o întrebare la care să putem să răspundem cu toții. Și aceasta este următoarea. Aș vrea pe scurt să-mi spuneți ce vă place la Dumnezeu. Începând cu Cosmin, George și mai departe. Ce îmi place la Dumnezeu este că El a lăsat destule dovezi ca să crezi despre existența Lui. De asemenea, a lăsat și destule posibilități de a te îndoi de existența Lui, astfel ca să poți să alegi. De asemenea, El te provoacă să-L cunoști personal. Ce te face să-L alegi pe Dumnezeu? Ca fiind Dumnezeul tău, personal. Faptul că El alege să te provoacă să-L cunoști, să-L pui la încercare. Da, mulțumesc. Da, ce îmi place la Dumnezeu este faptul că deși este creatorul Universului, deși este stăpânul suprem al tuturor lucrurilor, în același timp se numește Tatăl nostru. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copiii lui Dumnezeu și suntem. Mulțumesc, domnul Nicu. Ce vă place la Dumnezeu? La Dumnezeu îmi place faptul că suntem toți bine primiți în sânul Lui. Dar, în același timp, trebuie ca și noi, la rândul nostru, să arătăm că vrem, într-adevăr, să-L primim pe Bunul Dumnezeu în inimile și în sufletele noastre. Da. Mulțumesc. Madalina, ce îți place ție în mod deosebit la Dumnezeu? Mie îmi place la Dumnezeu faptul că El rămâne credincios în orice vreme și că ne dă în fiecare zi o nouă șansă la a fi în prezența Lui. Uh-huh. Mulțumesc. Stelian, ție îți place la Dumnezeu ceva în mod special? Mie îmi place Dumnezeu, în primul rând, este îl văd peste tot, în oameni, în natură, deci îmi place totul. Tot ce în jurul meu îmi place. Asta înseamnă că îmi place totul la Dumnezeu. Mulțumesc frumos. În continuare, vom pune următoarea întrebare, care să ne arate mai în profunzime legătura noastră cu Dumnezeu și cu oamenii. Aș vrea să pun următoarea întrebare și la aceasta vă invit să vă gândiți și să dați un răspuns mai lung, mai scurt, cum considerați. Cum vedeți legătura cu Dumnezeu pe timp de criză? În al doilea rând, cum vedeți legătura cu oamenii pe timp de criză și cum puteți să încercați să cumulați acestea două pentru a avea o relație plăcută și cu Dumnezeu și cu oamenii în același timp? Deci, dacă mi se permite, o criză în viața unui om înseamnă un eveniment care face pe acea persoană mai aproape de Dumnezeu. Criza nu vine neanunțată. Ea vine în omul ăsta să-l facă pe el să înțeleagă că are nevoie. Când ne aflăm în criză, îl căutăm mai mult pe Dumnezeu. Când nu ne aflăm în criză, îl ignorăm sau îl uităm pe Dumnezeu. Aflându-ne în criză, ne dăm seama cât de neputincioși ne aflăm noi și că totul depinde și viața noastră depinde de Dumnezeu în întregime. Prin urmare, criza este de fapt un test pe care Dumnezeu ne-l pune în față, ca atunci când criza a venit peste noi, noi să ne considerăm
limitați și să zicem, Doamne, eu nu mai pot mai mult decât atâta și las totul în mâna ta și atunci să vin în fața lui Dumnezeu și să te consideri limitat, nu să vii peste El. Asta înseamnă că venim peste El să zici că eu n-am nevoie de Dumnezeu. Când ne aflăm în dificultate, îl căutăm cu mai multă ardoare pe Dumnezeu. Mulțumesc. Aș vrea să intrez un lucru aici, în continuare, și anume, v-am auzit discutând un text din Biblie, da, pe domnul Nicu și pe domnul George, și aș vrea să ne spuneți ce ați descoperit în legătură cu acel verset și cu ceea ce avem, da, în studiu. Versetul spune cam așa: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curtești. Astea intră în cele 10 porunci ale Domnului. Andreea, ieși afară cu ea imediat. Ieși afară cu ea. Ieși afară cu ea. Ieși afară cu ea, ți-am zis. Haide, continuăm. Bun. Păi, după părerea mea, Dumnezeu are o parte pozitivă în această criză. În sensul că probabil că e o încercare. E o încercare pentru fiecare om de rând. Și pentru cel cu studii înalte și pentru cel cu studii joase. Hai, Madalina, poftim. Ieși puțin afară să-ți revii. Faceți-l urmă. Gata, gata, gata. Nu e nicio problemă. Este un moment hazliu. Se va întoarce în emisiune. Nu e nicio problemă. Eu sunt ceva jur sau? Nu. Bun. Problema continuăm. Cam în felul următor. Credeți că Dumnezeu este prezent atunci când noi suntem în criză? Da. La orice pas, în orice moment, Dumnezeu este în alături de noi. Da. George? Da, vreau mai de fel că Dumnezeu a stabilit un sistem de protecție socială, ca să o numim așa, pentru fiecare dintre noi. Sistem de protecție socială care se aplică și în perioada de criză, dar și în perioada de prosperitate. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta înseamnă să îți îngrijești părintele atunci când nu mai poate. Înseamnă cumva să te gândești că într-o zi tu vei ajunge în aceeași situație și vei avea nevoie de aceeași îngrijire de care are nevoie în momentul acesta părinții tăi. De asemenea, să nu ucizi, dacă tu nu ucizi și celălalt nu te ucide pe tine, de asemenea ești protejat, nu trebuie să stai toată ziua uitându-te în stânga, în dreapta, să nu furi, același lucru, nu trebuie să îmi păzesc buzunarele dacă cei din jurul meu au înțeles lucrul acesta și nu fură. Da. Mulțumesc frumos. Cosmin? Ce poți să spui legat de subiectul acesta? Care este relația ta cu Dumnezeu pe timp de criză și care este relația cu oamenii pe timp de criză? Consider că acestea două își au venirea, își au posibilitatea în viața unui om, în viața noastră, în viața ta? În moment de criză ai posibilitatea să-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu. În moment de criză poți să vezi minunile Lui. Poți să crești în încrederea pe care o ai față de El. Da. Sau depinde, în moment de criză poți să te depărtezi de El. Da, poți să treci la fapte rele. Te văd că ai, pun mâna pe un ciomag, îți dau să-ți iau ce ai în momentele de criză. Da. Dar calea bună e să faci fapte bune, ca să fii văzut. Exact asta vreau să vă spun acum, în ultimul moment. Aș mai adăuga ceva, dacă... Au avut o criză în viața personală și nu au depășit-o.
Dacă îmi permiți, vreau să mai adaug ceva cu privire la, criză, lucru care este foarte important. Criza vine în general atunci când ne îndepărtăm de Dumnezeu. Este un lucru pe care îl putem vedea în istoria Vechiului Testament. De câte ori oamenii au lăsat pe Dumnezeu, a apărut criza în viața lor. Criza este modul în care, pe care Dumnezeu l-a prevăzut pentru noi, modul în care ne putem să-L regăsim pe Dumnezeu. Pentru că de cele mai multe ori, atunci când am de toate, încerc să cred că toate acestea vin datorită prosperității mele, toate acestea vin datorită faptului că sunt bun, inteligent. De cele mai multe ori, atunci când ajung în criză, atunci când încep să-mi lipsească lucrurile, atunci încep să mă gândesc de ce, atunci încep să strig către Dumnezeu, Doamne ajută-mă, Doamne scapă-mă, și este momentul cel mai bun pentru a începe, reîncepe o relație cu Dumnezeu. De ce oamenii nu-L caută pe Dumnezeu și atunci când nu sunt în criză? Și îl caută atunci, numai atunci când sunt în criză. Toată lumea uită. Bucuroși de faptul că e casa îndestulată și toată lumea e fericită datorită meselor întinse, să zicem, și a prosperității din casă, uită cine le-a făcut favorizarea acestor bucate. Așa este. Însă mi-a plăcut la ocazia de ieri, când am avut o masă întinsă și totuși am discutat despre Dumnezeu, am cântat și am lăudat numele lui Dumnezeu. Bun. Aveți în viața personală o experiență prin care să vă verificați relația cu Dumnezeu și cu oamenii? Eu da. Da. Și chiar să ne spuneți pe scurt. Da, eu despre ce este întâmplare scurtă. Acum, să zic, cam două luni de zile plecam de la servici, lucram la piață, eram deznădăjduit, cum se spune, nu aveam bani, aveam decât 4 lei, mă gândeam că nu mi-ajung nici banii pentru transport, nu mai zic de pentru mâncare și pentru toate necesitățile casei. Și am plecat deznădăjduit din piață, am ieșit afară și la 4 metri de mine, întuneric fiind, am găsit o hârtie de 1 milion. În momentul când am ridicat-o de jos, am zis, decât atât, zic, Dumnezeu nu m-a lăsat în momentul greu, Dumnezeu nu m-a lăsat. M-am uitat, nu era nimeni care să zic că Dumnezeu a căzut. I-am găsit pur și simplu. Și am, în momentul când m-am aplicat și am ridicat de jos, zic, Dumnezeu chiar nu a vrut să mă lase la greu. Și mulțumesc. Mi-am făcut datorie. Dacă a fost un moment de criză în viața mea, mult mai mare decât criza este economică, și sunt persoane care, chiar dacă nu e criză economică, se poate întâmpla să aibă o criză, când mi-a murit tata. Da. Și astfel a devenit un dezechilibru financiar în familie. Și a fost într-o zi în care n-am avut nici măcar o coace de pâine uscată să mănânc. Atunci am experimentat, și nu puteam să dorm pentru că mi-era foame. Și atunci am experimentat ce a spus Domnul Iisus Hristos, că omul nu va trăi numai cu pâine, da? Și cu orice cuvânt care iese din gura lui. Și am studiat cuvântul lui Dumnezeu și mi-a trecut foamea și am reușit să adorm. Deci am mâncat cuvântul lui Dumnezeu. Și am experimentat ce spune Domnul Iisus Hristos. Mai aveți o altă experiență care să ilustreze? Da, eu pot spune că de momentul când a apărut Domnul Iisus în viața mea, El s-a ocupat de toate nevoile mele și i-am simțit prezența, și ori de câte ori îi spuneam nevoile mele, se împlinau și se împlinesc, și asta mă ajută să mă apropii mai mult, și este o dovadă de încredere că El există, Dumnezeu,
există, e o dovadă a existenței sale în viața mea. Și asta mă face pe mine să am o bună relație și să fiu mult mai aproape și să nu retractez cuvântul lui Dumnezeu sau să nu fug de existența sa. Și ați mai avea și un cuvânt de adăugat în plus. Da. Deci, dacă eu am acum, la momentul potrivit, eu am o bucată de pâine și celălalt de lângă mine nu are, mă îndoiesc să-i dau și lui ăla jumătate din bucata mea de pâine, să mănânce și el. N-aș mânca numai eu, ar mânca și ăla de lângă mine. Da. Deci, da. Și dacă am, de exemplu, o rochie și n-ar mai vrea să o iau pe mine, sau o fută, o bluză, și a zice, o mai iau pe asta. Mă gândesc să o dau și la altul amăr, că ăla o face miere, poate mie nu mai-mi place de aia. Și ăla care o ia de nouă, de miere, face miere, și când m-am dat, nu-i să mă îmbrac. Așa eu, așa cred eu și eu așa fac de când mi-s pe pământ, am 60 de ani fără 2 ani. Dar dacă unul vine la poartă și cere și spune că nu are o bucată de pâine, din bucata de ce mâncare am eu, pun în farfurie, în strachină, în ceva și spui, ia să mănânce și el. Că de unde dai, Dumnezeu îți dă. Da. Mulțumim. Mulțumim pentru participare și în finalul acestei emisiuni aș acorda cuvântul celor care mai au un cuvânt de spus pentru final și ca o încurajare pentru cei care ne ascultă. Dacă aveți un mesaj, crizele au fost, crize o să mai fie, Dumnezeu însă este statornic. Deci vreau să rămânem alături de Dumnezeu. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu înseamnă de fapt să ne apropiem de El, să încercăm să-L înțelegem. Da. Un lucru practic, studiul Bibliei. Da. Aceasta este modul de cunoaștere a lui Dumnezeu. Mulțumim. Cosmin? Dincolo de criză, la fiecare 6 secunde moare un copil de foame. Trăim într-o lume nedreaptă. Așa este. Un viitor pe pământul ăsta fără de speranță. Și totuși există speranță. Domnul Iisus Hristos a promis că se va întoarce. Și atunci va fi dreptate pe pământ. Pentru că lumea aceasta este nedreaptă în care trebuie, cu care un stăpânitor nedrept și un Lucifer. Amin. Vă mulțumim pentru participare și vă așteptăm cu o altă ocazie în care să studiem alte subiecte și vă doresc în continuare ca Dumnezeu să fie cu dumneavoastră. La revedere! Mulțumim frumos!